O familie numeroasă cu o situație materială precară din satul Ion Neculce, județul Iași, s-a mutat astăzi, 7 decembrie 2019, în noua lor casă. Locuința a fost închinată Sfântului Stelian, ocrotitorul copiilor, și a fost înălțată într-un timp record la inițiativa Arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu din județul Iași. Slujba aghesmei mici a fost oficiată de către Preasfințitul Părinte Antonie, episcop de Bălți, delegatul înalt Preasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Din soborul slujitorilor a făcut parte și Arhimandritul Nichifor Horia, exarhul administrativ al mănăstirilor din Eparhia Iașilor. Episcopul de Bălți a făcut referire în cuvântul adresat celor prezenți la faptele de milostenie pe care Arhimandritul Nicodim Gheorghiță le săvârșește cu sprijinul fiilor duhovnicești și al oamenilor cu suflet mare. În același timp, Preasfinția sa a amintit de lucrarea rodnică a mănăstirii Hadâmbu, unde mii de oameni vin să înalțe rugăciuni către Dumnezeu și să ceară mijlocire de la Maica Domnului. Lecția care am învățat-o la Părinte Nicodim este aceea că un loc pustiu sau un loc abandonat, care este unde astăzi se află mănăstirea Hadâmbu, l-a transformat într-o oază de duhovnicie. Tot de la Părintele Nicodim am învățat cum să umplem biserica cu oameni. Mulțumim, Părinte Stareț, și Bunul Dumnezeu să vă întărească, să vă știu că faceți acest lucru cu ajutorul ucenicilor frăților tale, dar contează și cine este Părintele Duhului. Mulțumim, Părinte, pentru această lecție. Felicităm pe toți! Arhimandritul Nichifor Horia a remarcat că atât Sfântul Stelian cât și Sfânta Filoteia, pomenită de biserica noastră în ziua de 7 decembrie, vor ocroti casa oferită în dar celor 10 copii ai familiei Ciobanu, exprimându-și nădejdea că binele pe care îl săvârșesc oamenii va rodi. Floarea bunătății este o floare cu rădăcini rare, spune Preasfințitul, dar aș putea spune se și înmulțește repede. Și bunătatea este molipsitoare, nu numai răutate. Această floare face semințe multe, dar depinde de noi să devenim pământ bun ca să primim aceste semințe. Toți cei care am fost astăzi aici, să primim această mărturie și să ducem mai departe cu prinoză recunoștință acest eveniment căruia am fost martori spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea sufletelor noastre. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță a relatat că în urmă cu un an a ajuns la familia nevoiașă din Ion Neculce, a cărei casă se afla în exteriorul satului. Starețul mănăstirii Hadâmbu a mulțumit înalt Preasfințitului Părinte Teofan pentru că l-a delegat pe Preasfințitul Părinte Antonie să oficieze slujba de sfințire a casei, precum și Arhimandritului Nichifor Horia, care a răspuns cu multă dragoste invitației de a fi părtaș la acest moment de suflet. În același timp, Părintele Stareț și-a arătat recunoștința față de oamenii care l-au sprijinit în acest proiect ce s-a născut în urmă cu un an de zile în preajma sărbătorii Sfântului Ierarh Nicolae. Un gând aparte a fost îndreptat către primarul comunei Ion Neculce, Gheorghe Văleanu, către Consiliul Local al Primăriei Ion Neculce și către firma de construcții care a dat dovadă de profesionalism și promptitudine. Și de duminică, puținul acela Dumnezeu l-a înmulțit. Trebuie să vă recunosc că am trăit cu o mare teamă că acești pruncușori nu vor intra în casă în iarna aceasta, cum ușor mi-a fost. Am conceput-o destul de mărișoară, fiind 10 la număr, 12 cu tău cu părinți, m-aș bucura că această familie doar să-i mulțumească lui Dumnezeu zi noapte, să fie credincioși, să fie prezenți la Sfânta Liturghie, că iată Dumnezeu i-a așezat cumva, dacă vă uitați bine, lângă biserică și îi mulțumim domnului primar al comunii Ion Neculce, care m-a sprijinit și mi-a dat acest pământ, fiindcă nu aveau nici pământ, Părinte Exarh, Preasfinția voastră, am căpătat acest pământ, bunăvoință, colaborare frumoasă, am să merg unde o să rândească Maica Domnului. Și încă o dată mă reîntorc la domnul primar, care e Gheorghe Văleanu. Îi mulțumesc și-a cerut scuze că nu va putea fi prezent din binecuvântate pricini, plecând în afară, dar ne-a asigurat de toată dragostea și a lucrat frumos până a plecat și a lăsat ce trebuie în urmă.
Principalii ctitori ai casei au primit diploma de recunoștință Sfântul Stelian în semn de mulțumire pentru râvna și stăruința în slujirea aproapelui și pentru implicarea jertfelnică în activitatea filantropică desfășurată de mănăstirea Hadâmbu. Cheia de la casa Sfântul Stelian a fost oferită lui Sebastian, unul din fiii familiei Ciobanu. Rând pe rând, invitații au oferit noilor proprietari daruri, iar prin grija familiei Crăciun Constantin și Maria din satul Găinești, județul Suceava, cei prezenți au primit pachete cu alimente. Uite, să mergem la școală, să avem de mulțumit mult până la aici și de la greu. Pentru noi înseamnă foarte mult și de mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat și, nu știu, mai mult cred că ne bucurăm datorită faptului că avem curent, mai multe condiții. Le mulțumesc din tot sufletul și sper să pot ajuta și eu la rândul meu pe cei nevoiași și cred că ne-a făcut cea mai mare bucurie. Amintim că locuința pentru cei 12 membri ai familiei Ciobanu a început să se ridice în luna august 2019. Aceasta este formată din 4 camere, bucătărie, baie și camera pentru centrala termică. Fondurile necesare și materialele de construcție au provenit de la câțiva donatori. De asemenea, la inițiativa arhimandritului Nicodim Gheorghiță s-au făcut colecte la mănăstirea Hadâmbu, astfel că numeroși pelerini din țară și din străinătate se numără printre binefăcători.